îl tot desfășoară cu fostul soț, a avut interesul să pună gaz pe foc. Dar una e una și alta e alta. Ce spui de declarațiile astea pe care le dă un om care a colaborat foarte mult cu Reghecaf? Da, și care arată caracterul unui om din echipa aia. Celui mai important om din echipa aia, antrenorul principal. Adică eu n-am acum niciun interes la Ana Maria, se subînțelege, dar eu n-am nicio treabă cu Reghecaf, că n-am trăit cu el. Da? Sau n-am fost angajatul lui. Dar din ce spune omul ăsta, înțelegem că eu personal nu m-aș are un caracter îndoielnic. Da, eu personal nu m-aș fi expus, fiindcă totuși între ei au fost niște, împreună au avut niște performanțe notabile. Au câștigat campionate, au fost ani... Dar de ce să nu te expui, Andrei? Pentru că gunoiul ăsta sub Preș le creează unor oameni o imagine care de multe ori e falsă. Și de ce să vorbești despre niște lucruri care au fost întrecute? Pentru că omul a fost sincer. Dar în România ai impresia că sinceritatea e o virtute. Ca și în presă. Da. Mie spune lumea, zice, domne, felicitări că ești vertical. Bine, pe de altă parte, asta a ajuns o virtute dacă în presă, e firesc, vertical, natural, da? Pe de altă parte, dacă Reghe, ne vedem de treabă. Dacă Reghe nu ar fi fost și nu ar fi luat decizia, Thomas Neubert nu ar fi antrenat niciodată la FCSB, Litex, Loveci. Și murea de foame, câștigat. Dacă nu era Reghecaf în viața lui, dădea cum mătura în gară, în Hamburg. Nu, Viorel, hai să fim o secundă. Treaba este că nu ai nicio obligație ca o relație personală, chiar și de muncă, dar totuși personală, să o faci publică. Corect. Nu era Neubert, în mod natural, n-ar fi trebuit să discute despre o chestiune intimă de relaționare cu Reghecaf. Ar fi putut discuta cu... de partea profesională. Da, a greșit, când nu ai greșit, când îți dai o părere, ești avizat. Când ai discutat între patru ochi cu cineva, așa cum a spus... A fost natura podcastului, a fost întrebat și a răspuns. Da, și e atât de greu de înțeles. De ce face Ana Maria. Nu ai nicio obligație. Ea și-a făcut treaba și și-a servit interesul. Vizualizările, e normal. Eu spuneam, e alegerea lui Neubert, dar nu ești obligat ca o relație să o faci publică. Cu simplu fapt că toți avem impresia că se trăiește public, nu înseamnă că e ceva normal. Da? Dacă există o trăim într-adevăr într-o societate în care expunerea, supraexpunerea aduc bani, da? Nu înseamnă că tot timpul trebuie să faci asta. Dacă eu discut într-o pauză publicitară ceva cu Andrei, nu este normal ca, dacă e ceva mai ales intim sau ceva privat, să discut după aceea, uite ce mi-a zis Andrei în pauză. Nu este natural, putem să glumim pe un subiect neimportant, dar nu pe ceva serios. În mare, Neubert a spus de Reghecaf exact ce a spus și de Florinel Coman, că a pierdut, că are un potențial enorm și că a pierdut niște ani, acum, a pierdut niște ani prin faptul că a avut o viață. Nu, îți spun în mare. Nu e vorba de greșeală. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne sesizăm, pentru că și eu am pățit pe pielea mea. Da? Eu cu am cine? Muncit relația cu șapte Zenga, ani cu Zenga. Noi eram căsătorit, divorțat, căsătorit, divorțat, căsătorit, divorțat de trei ori. Nu e că oamenii se schimbă. Probabil m-am schimbat și eu într-un moment dat, probabil și el a greșit în gestionarea anumite relații cu stafful. Stafful tău este foarte important. Dacă voi vă uitați în lume, antrenorii mari, exemplu, Spalletti are aceeași staff, da? De când a început să antreneze. Înseamnă că are o gestionare din partea staffului senzațională. Tu trebuie să ai încredere în stafful. Trebuie să stafful se simte bine împotriva la tine. Da? Nu e că stafful este vinovat când situația nu merge, pentru că și eu am avut o discuție foarte, foarte tare cu Zenga, pentru că el mi spunea ceva, eu spuneam punctul meu de vedere. Eu la ved așa, după tu ești antrenor principal, tu decizia te aparține. Decizia te aparține. Dar e datoria mea să-ți spun ce cred eu. Datoria mea e cum ved eu. Că în momentul în care eu ved altfel, te creezi niște, te creezi niște dubii, te creezi niște idei de gândire, poate fie că am dreptate, poate fie că nu am dreptate. Noi a spus aici altceva, deci nu a fost nimic fotbalistic. Nu, el a zis că gestionarea cu stafful a fost greșit. După a zis, datorită faptul de viața ele transportate. Asta putea să nu spune. Sunt de acord cu tine, pentru că mai bine că anumite lucruri... A avut același gen de discurs pe care l-a văzut și cu Florinel Coman. Dar ideea este că sunt multe antrenori care, în momentul în care trebuie să gestionezi stafful, sunt un pic în dificultate. Da. E noi nu eram un staff. Mie mi se pare că Ana Maria a fost foarte abilă în acest interviu. Și a scos exact ceea ce își dorea de la... Ce vreau să remarc apropo de Ana Maria... Și dacă nu avea această chestiune cu Reghecaf, deci dincolo că a avut interesul să scoată ceva negativ despre el,
Și bravo, un realizator de podcast, tot întrebările acestea trebuia să le pună. Sigur. Deci, dincolo de... Nu neagă nimeni faptul că ea a avut acest interes. Dar orice realizator, sau ziarist, sau așa realizator de podcast, aceleași corect întrebări și același subiect ar fi fost de datoria respectivului să-l scoată în evidență. Într-o discuție, și cum a întrebat de Coman, era de datoria ei să întrebe și lucruri... Adică, remarc faptul că întrebările în sine au fost foarte bune. Până la urmă, Thomas Neubert a intrat într-un conflict, între ghilimele, cu FCSB-ul, cu Meme. Da, de-aia nu mai poate probabil... el să știe. De ce să nu mai pot? Păi, de-aia nu mai poate el să știe. Nu poate să doarmă diseară, că a intrat în conflict Neubert cu FCSB-ul. Păi, da, bineînțeles. Omul are clinica lui, are banii lui făcuți. N-a da, mai scos dacă pasajul dacă care... punem problema așa, fiecare facem ce vrem, suntem la FCSB, la Dinamo sau la CFR și nu ne mai interesează. Ideal, ne-am putut o clinică privată. Păi și ce să fac acum dacă a intrat în conflict? Noi în România trebuie să respectăm niște reguli. Să plece din țară, ce să facă? Noi în România trebuie să respectăm niște reguli, să avem niște cluburi organizate, da? Da. Păi și ce am spus? Că nu moare de foame ca să-și facă probleme. Știi când ai declarațiile astea, Andrei? Când ești pe picioarele tale. Corect. Când ești independent. Când ai un confort financiar. Pe când în România nu sunt foarte mulți care asta nu e corect. Nu e corect. Tu trebuie să fii tu în orice situație economică. Teoretic. Pentru că, teoretic. Dacă mi-e convine, practic. Nu spun, dacă nu mi-e convine, spun. Nu, asta nu este corect. Dacă sunt bine financiar, exact, dacă sunt bine financiar, ce vreau, ce vreau. Teoretic, nu. Practic, nu poți să faci ce spui tu. Da, pentru că dacă n-ai un confort financiar, îți închizi niște uși. Am înțeles. Atunci, unde este partea ta adevărată? Unde este tu adevărat? Tău, unde este personalitatea ta? Personalitatea ta este indiferent de situația ta economică. Nu, Viorel constată cum sunt lucrurile. Da, asta constată. Perfect. Dacă tu vrei să spui ceva, trebuie să spui în orice condiție. De cu ce? Riscul. De fii atent. Cu riscul că te pleci. De ce Victor Pițurcă are curajul să... Dar nu e numai Victor Pițurcă, eu te pot spune personal, nu pot să vorbesc cu alții. Eu am luat niște decizii personale, am părăsit niște cluburi, e nu mi-a convenit să părăsesc din punctul de vedere economic, pentru că aveam un salariu mare. A, păi și de apreciat în cazul ăsta, chiar dacă n-ai avut dar un confort. În momentul în care unul nu mai simte că este încredere din partea respect cineva, din punct, sau respect necesar, da? Nu are logică că tu continui să mergi în continuare să colaborezi cu persoanele respective. Saluti, frumos, la revedere, pleci. Cu riscul că nu muncesti, cu riscul că muncesti. Uite, eu am părăsit Zenga, da? Am părăsit Zenga. Da? După Emirate Arabe, Alain. Am venit la Steaua. Norocul, Dumnezeu, cum vrei tu. Sau un pic de cunoștințe și de profesionalitate, da? Am antrenat în Liga Campionilor. Cu Arsenal. Da? Nu, numai cu Arsenal. Pentru că nu e vorba că când tu ești pe banca principal, e când tu te trimite în străinătate, fai analiza de o echipă cavalenție. Da, muncă de antrenor. Ca Arsenal, muncă de antrenor. Villarreal. Atunci, unu, pe pielea lui. Pe pielea lui. Și cu Sevilla. Da, mă, nu e vorba de asta. E vorba că norocul, conjuntură, tot ce vrei. Da? Rischiu, că unul s-asume rischiu. Da. S-asume rischiu. Da. Eu am plecat de 3 ori de la FCSB, pentru că nu eram de acord cu anumite lucruri. Adică tu ești un caz... Nu, e un caz că dacă tu vorbești cu, dacă vorbești cu cineva, zici, bă, e un om complicat, dificil. Ok, un om complicat, dificil. Eu nu, domnul Pedrațini. Eu ți-am spus mai devreme că dacă spui lucruri pe nume, România ești complicat. Nu ți-am spus? Așa este. Mai dreptate acum? Ma te dau dreptate mai mult. Mulțumesc. În România... Nu numai asta. Cele mai... tari lucruri pe care le auzi. Da, permite-mi să te spun un lucru. Sunt după ce se termine emisiunile. Da. Și în pauză. Viorel, da. Iartă-me. În eu spatele acum, pe funcția pe care ocup la ca director sportiv la Loto Naționale Feminile, da, am făcut o cercetare. A cercetare. Care sunt calitate și caracteristici a poporului român. Făcute de un psiholog român, da, care s-a laureat în Statele Unite. Așa. Prima regulă că poporul român, adică romanul, nu este supus să respecte regulile. Vorbeam mai devreme. Asta e dovedită. E dovedită. Atunci este o calitate care poporul român are. Deci nu este controlat. Ce degeaba noi facem regulile e noi nu le respectăm. Deci nu e trăsătură. Da, e o trăsătură. Da, deci s-a al dovedit. Doilea. Stai, al doilea că este situația. Al doilea că este foarte interesant. O să te dau toate dovezile, da. Poporul român, adică disponibilitate de a ajuta
altul nu merge din afara familie. Echipa nu e o familie. Echipa trebuie organizată. De ce eu trebuie să alerg pe tine? De ce? De ce eu trebuie să alerg în teren pe tine? Echipa nu e o familie. Toată lumea zice, noi suntem o familie. Nu e adevărat. Echipa e o echipă. De ce trebuie să alerg da, pentru tine pe teren? Da, da. Ideea este că al doilea caracteristică, da, da, ca altruism, da? Nu e. Disponibilitate, caracteristica poporului român, nu zic eu. Nu l-am zis. Da, e un studiu. Este că nu merge peste locuri din familie. Adică tu pe copilul tău, verul tău, sora ta, mama ta, ta, dai viața. Dar pe coechiperul nu. Dovedită și asta. Dovedit, bă, fii atent, l-a dovedit el, din studii făcute. Nu al treia, că, care da, al treia acum... Se lucrează la nu. al treia este, se numește profesionalism. Foarte scăzut. Profesionalism este făcut din drepturi, da, și de obligații. Obligații, da. Noi citim numai drepturi. Adică de bani. E puțin obligații. Atunci e greu cu aceste trei situații, da, că este foarte dificil de pus la punct. Nu vorbim despre atitudine, că nimeni nu știe ce e atitudine. Nu? Atunci, toate aceste situații e foarte greu de implementat într-o echipă. Dificultatea antrenorului este să tu, cu aceste situații, trebuie să le depășești, să transmiti situație ca implici jucători în proiectul pe care clubul are. Nu este ușor. Dar astea sunt valabile doar la fotbal sau în general? Ca... Bă, asta e în general caracteristică. Poate asta sunt deci prima carieră. Prima carieră. Faptul că nu respectă reguli. Nu este supus să respectă reguli. Da. Nu toți. Nu putem, da. Nu toți. Da, 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 da. Nu toți, bineînțeles. Viața e făcută de reguli. Da. Păi de-aia și bancul ăla sau ce-o fi, că singura regulă e că nu există reguli. Exact. În România. Da. Și de-aia e și greu. Dar repede, e interesant pentru că nu spune. Da. E după, vă spun, o să vă dau tot linkul. E te spun un alt lucru. Toată lumea face o ședință de motivare. De motivare. Cioè eu che sunt italian, am explicat imna națională România, da, a jucători. Pentru că în imna națională România, prime trei strofe pe care se cântă mereu, acolo este cea mai mare motivare che tu poți să abbia. Pentru că sunt trei alarme de atenție e o sugestie pe cum te trebuie să te comporti. Numai că noi cântăm imna, da? Fără să știm ce înseamnă asta. În imna ai toate motivare posibile imaginare. Mm-hmm. Da? E asta altă situație, că unul cântă imna, ma nu știe. Da, vă cere și asta pe la federație pe acolo? Sau nu pe... e că mi cere federație. No, fii atent, eu cânt imna, am cântat mai mult imna națională România decât italian. Pentru că sunt fiecare meciul care noi jucăm e imna. E cant imna cu satisfacția, cu mandria, pentru că eu reprezint România. Da? Ma, adică, te spun un lucru. Imna este o identificare a poporului. Identificarea poporului. Asta vine din trecut de Imperiul Roman. Imperiul Roman avea un imna unde Roma era centru lumei, da? Yeah. E toată lumea cu imna asta se identifica în puterea Roma. Noi ne identificam cu imna România, în puterea România, mandria a țara noastră. Italianii la fel. Înțelegi? Da, ideea este că în strofe pe care tu ai le prime, cele care se cântă. Să conștientizezi ce cânti, da, de fapt. Se tu conștientizezi ce cânti, este cea mai mare motivare că tu poți să abia în orice profesie. Lecție de patriotism susținută de un italian. Tu nu ești român, nu ai cetățenie, nu? Nu. Bă, sunt român. Iertați-mă. Nu, pe încă nu sunt la... se depun acum actele. Atât mai multe de apreciat. Se depun actele. Copilul s-a născut aici în România, mă tot. Amândoi. Cu atât mai multe de apreciat că nu ești român în acte, ceea ce contează, da. Și cum vorbești despre țara noastră. Da. Așa cum nu sunt în stare foarte mulți dintre noi, probabil că nici eu. De ce să nu fiu? Adică n-aș fi putut să țin o disertație din asta pe tema imnului, pe tema patriotismului. Ei da, mă, pentru că noi trebuie să atingem mereu inima sau sufletul a jucători. Numai dacă tu, discursul pe care îl faci... Plac, lui Răzvan Burleanu îi plac astea. Nu, nu e... Ba da. Bă, okay. E o constatare, da. Să știi. Îi plac astea. Fii atent, dacă domnul președinte este
bucuros de aceste lucruri, da? Este important. Dar ce el ne transmite... Eu n-am spus-o cu răutate. Nu. Înțeleg, el ne transmite numai seriozitate și profesionalism. Nu e că ne ține cu beciu. Profesionalism. Profesionalism. Tu ai drepturi și obligații. Nu poți să nu se conduci un departament sau nu poți să faci o meserie fără să ții contul de asta.